pentru foarte mulți ani, aproape 75 de ani, 3 sferturi de veac, singurul titlu cucerit de Rapid, cel din 1967. Este echipa pe care suflarea rapidistă extrem de numeroasă a iubit-o ca pe nimeni alta. Este echipa lui Năsturescu și Codreanu. Este echipa lui Dinu, atenție, nu Cornel Dinu. Este echipa lui Greavu, echipa lui Culae Lupescu, echipa lui Rică Răducanu, o echipă de o frumusețe rară, echipa, cum spuneam, singurului titlu cucerit de Rapid în lunga sa istorie, până în 1999, când Mircea Lucescu a venit și a adus cel de-al doilea titlu Rapidului. Din 1923, așadar, până în 99, Rapid a avut această singură performanță în campionat, titlul din 1967, o echipă cu adevărat formidabilă și, în primul rând, aș spune, este echipa celebrului cuplu de atacanți, Nichi Dumitriu, Puiu Ionescu, un cuplu letal, un cuplu care a ținut la jumătatea anilor 60 și echipa națională în foarte multe partide. Iată, vedem aici pe cel care a fost tamango portat și este și în continuare simpaticul Rică Răducanu. Să spunem că sunt imagini de la meciul Rapidului din finalul campionatului 1966-67. Pe stadionul Petrolul, iată-l pe Culae Lupescu bucurându-se de titlul câștigat, primul titlu câștigat de Rapid, o așteptare lungă din 1923. Aici este sunt multe legende, repede una, suporterii rapidiști, e o legendă adevărată, un fapt intrat în legendă, suporterii rapidiști au venit pe jos, așa cum promiseseră, în caz că vor rezista, aveau nevoie de un meci egal la Ploiești pentru a ieși campion. Au promis că vor veni pe jos de la Ploiești până în Grant și au venit cu toții pe podul un Grant. Un minut și despre Petrolul 1966. Este echipa care a învins singura echipă